Ce înseamnă să ai baftă? Dacă veneam peste 5 minute, nu te mai găseam. Da, se poate spune așa, așa, că am trecut întâmplător pe aici să mă... Ia spune-mi că nici nu cred că s-a apuc să vin la vernisaj. Ia spune-mi despre ce. Vernisajul va fi la ora 18 și cuprinde lucrările realizate de artiștii plastici din Societatea Culturală Filarmonia Turda în cadrul taberei de creație Rimetea 2012, tabără care a avut loc în perioada 19-29 august 2012. După cum vedeți, lucrări variate, începând de la ulei pe pânză, terminând cu acrilice, grafică, acuarelă, tuș, peniță, fotografie. Cât expuneți? 9 expozanți sunt... Mi pot spune chiar dacă o să ne ierte. Da, iertă. Cum să nu. Micușor, Țigănilă. Fotograf. Fotografie, Manole Ciui, Ionica Todea, Maria Ilișiu, Ionel Federica, te ajut și eu. Maria Cristia, Ionel Federica, Todea Ionica, Flaviu Bundaruș, Emiliu Tabără, plus Nechifor Gabriel, care așa. Are lucrarea care este reprezentată pe afișul expoziției, o lucrare foarte și cromatic și compozițional. Sunt case de vechi elemente care se reflectă în bazinul de apă aflat în centrul localității. Cât timp va fi deschisă expoziția? Până în 4 octombrie, 3 săptămâni. 3 săptămâni. Am hotărât să mai adăugăm o săptămână pentru că lucrările cred că merită să fie văzute de cât mai mult public. Păi, și având în vedere că s-a terminat vacanța și începe școala, spor la treabă. Mulțumim!